Da, bă, băieți, înainte să începem acest videoclip, vreau să vă spun că Marius 2K mi-a făcut un montaj din live-ul de 12 ore foarte șmecher. Vă rog eu din suflet să vă duceți în linkul din descriere și să-i dați acolo un mare like și subscribe la canal. Faceți asta pentru mine și pentru faptul că am atins suma de 50.000 de abonați. Pisică, numai mie una, că te scot imediat din cameră. Bă, băieți, dați-i un like acolo, vă rog eu frumos, la Marius, să facă și el măcar 300 de like-uri la episodul ăla pe care l-a postat. Cu funny moments-urile de pe live și în caz de nu v-ați uitat la live-ul de 12 ore, puteți să vedeți acolo fazele interesante de pe live și rage quit-urile mele. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special, așa. Bă, fraților, am făcut impresionanta sumă de 50.000 de abonați. Am făcut live-ul de aproape 12 ore, așa cum am promis. Am rezistat aproape 11 ore. Din păcate, nu mai am rezistența aia din 2016. Asta este. Oricum, am văzut că v-a plăcut foarte mult, am dat și raid-uri, am făcut toate nebunile pe acel live și vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 50.000 de abonați. Încă o dată filmez episodul ăsta la ora 5 dimineața și nu mai pot de oboseală. Am dormit, cred că vreo 13 ore după live-ul ăla, de 12 ore, mă rog, trebuia să fie un live de 12 ore, deci nu știu cum, eu nu mai am rezistența aia, în fine. Bă, băieți, în acest episod o să fac un fel de story time, deoarece mulți dintre voi mă întreabă cum am apucat de coduri și multe chestii de astea și o să vă derulez acolo pe fundal un videoclip. Mă scuzați dacă videoclipul are o calitate mai proastă, dar când l-am filmat nu mi-am dat seama că am setat programul de filmat pe HD în loc de Full HD și na, shit happens, mă rog. Bă, băieți, hai să facem la acest episod 2000 de like-uri, nu o să editez mare lucru din voce, n-am chef să mai stau să editez la ora asta, cred că o să mă pun să mă culc iară. Mă scuzați dacă n-am reușit să postez ce voiați voi, probabil voi aveați un episod de prime hacking, un legit hacking, ceva, n-am apucat să mai filmez și la ora asta chiar nu mai pot, nu mai mă simt în stare să filmez legit hacking, dar asta nu e o problemă, bă, băieți, în acest episod vă voi explica cum am ajuns eu să joc cu hack-uri și de ce și când m-am apucat eu de CSGO și de YouTube, pentru că am și foarte mulți hateri care îmi zic, bă, frate, tu n-ai jucat CSGO în viața ta fără hack sau bă, frate, tu nu știi să joci CSGO fără hack. În acest episod o să vă explic cum am apucat eu de CSGO, cum am apucat eu de YouTube și cum a bubuit canalul ăsta, poate mulți dintre voi nu știți, deoarece în 2019 a fost un zvon din străinătate de la Bihab, mi se pare că a venit zvonul ăla, cum că este interzis hacking-ul pe YouTube, adică nu mai ai voie să te filmezi cum joci cu hack-uri. Și eu în momentul ăla m-am speriat și am șters toate videoclipurile de CSGO cu hack-uri, care erau vreo 150. Deci abonații noi care m-au cunoscut acum în ultimele 5-6 luni nu știu de videoclipurile alea și nu știu dacă unul sau câțiva dintre voi le aveți salvate, probabil că nu. Videoclipurile aia s-au dus pentru totdeauna și nimeni nu o să știe de când m-am apucat eu de hacking și chestii de astea, așa că în acest episod o să vorbim chestiile astea și sper să vă placă. Când m-am apucat eu de CSGO, băi băieți, să vă zic sincer, eu m-am apucat în CSGO, na, nice Romanian, băieți, hai că v-am salutat, salut, salut, glumesc. Eu m-am apucat de CSGO prin 2013, prin ianuarie, doar că eu la vremea aceea jucam doar SAMP și nu aveam un calculator destul de bun să mă ducă CSGO sau alte jocuri. Deci mă jucam doar SAMP, aveam CSGO pe Steam, încercasem să mă joc câteva meciuri, dar nu reușeam, nu era jucabil, să zic așa. Prin 2014 mi-am luat un laptop nou și am zis, hai să mă apuc să filmez CSGO și pe... Mă scuzați dacă se au mașini pe fund, dar am geamul deschis, nu contează, asta nu e un lucru important, ok? Prin 2014 mi-am luat un laptop și m-am hotărât să filmez CSGO pe canal. Probabil că o să aveți câteva videouri acum care se derulează pe fundal. În fine, m-am apucat de CSGO. Prin 2016 am reușit să ajung global. Deci da, eu am fost cheaterul, a fost global, bă, băieți. Dădusem într-o seară de o echipă, ăsta în echipa adversă. Erau doar 4 persoane și nu erau din România, nu știu din ce țări erau, în fine. Și au văzut băieții că joc ok și au zis, bă, frate, vrei să vii și aici la, vrei să vii la noi în echipă, că noi jucăm în fiecare seară, etc. Am mers la în echipă din DMG, deci știu că aveam DMG când am început să joc cu ei, am ajuns global, practic m-au boostat, eu cred că eram doar pe penultimul și ultimul loc, în fine. Am ajuns global, după n-am mai jucat cu ei, am derancat prin Legendary Eagle Master și na, etc. Prin 2017... ianuarie, dacă nu mă înșel, era moda aia. Nu știu dacă voi îl mai știți pe Sound Off. Era un YouTuber care făcea chestii cum face Zan acum. Deci un fel de Zan, dar 2017, știți ce zic? Adică făcea frag movie-uri și alte chestii de genul foarte șmechere. Numai că el le edita foarte fain și voiam și eu să mă apuc de o chestie de asta. Știți, să-mi cresc canalul cu chestia asta, cu frag-uri, cu de-alea. Dar din păcate, pentru mine erau foarte greu de făcut frag-urile astea, pentru că noi eram foarte bun la Bunny Hop, noi eram bun la multe chestii de astea, n-aveam un movement bun, ca să-mi pot să mă apuc de chestia asta și m-am gândit eu prin 2017 ce ar fi să mă apuc să joc cu hack-uri, să fac chestiile astea, că practic lumea nu o să afle, adică eu o să mă filmez în meciuri, o să ascund hack-ul în OBS și eu o să fac frag movie-uri super mechere. Zis și făcut, mi-am cumpărat primul meu hack, Aimer a fost primul meu hack,
Mi-am cumpărat, am început să fac frag movie-uri. Aveți foarte multe, bine, ba, de fapt sunt pe canal. Dacă le căutați prin 2017-2016 pe acolo, o să vedeți foarte multe frag movie-uri de ale mele. Și da, o să vedeți acolo că jucam foarte bine, nu știu ce, fazele alea erau făcute cu hack majoritatea, pentru că eu voiam să fac chestii cum face ăsta Sound Off. Mă rog, majoritatea, cred că vreo 3-4 clipuri am apucat să filmez cu hack-ul. Maxim, cred că 3-4 clipuri, deoarece după aia mi-am luat ban. În momentul în care mi-am luat ban, aveți acum videoclipul pe ecran în care mi-am luat ban și aveam hack-ul ascuns în OBS, adică eu atunci când jucam 1 vs 1 ăla pe care l-ați văzut pe canal, aveam hack-ul ascuns în OBS, sau prin 2016 s-a întâmplat chestia, sau nu mai știu exact, 2016 decembrie 2017 pe acolo. Mi-am luat VAC ban. De atunci am zis, gata, nu se mai poate, nu cred că o să mai joc cu hack-uri deoarece mi-am banat un cont care, deci un cont la care am ținut foarte mult. Și am zis că nu o să mai joc cu hack din momentul ăla. Dar n-a durat mult până în decembrie 2017. Deci până în decembrie 2017 eu n-am prea mai jucat CS aproape deloc. Jucam doar pe live-uri și în rest nu jucam aproape deloc CSGO. Deci skill-ul îmi scăzuse foarte mult. De la DNG, Legendary Eagle, cum jucam eu, scăzuse pe la Gol Nova. Deci eu nu mai puteam efectiv să joc, nu mă mai jucam. Jucam doar pe live-uri și jucam pe conturi de silver ca să nu mă chinui foarte mult să câștig. Și când încheiam live-ul nu mai jucam CSGO deloc. Ei bine, prin decembrie 2017, un prieten bun de-a meu în perioada aceea, acum n-am mai vorbit cu el, bă, Argent, dacă te uiți la video ăsta sau dacă îți dă cineva video ăsta, te rog să-mi lași un comentariu, frate, chiar ești curios dacă mai ești activ pe canalul ăsta sau mai știi de mine ceva. Un prieten de-a meu, Argent, mi-a zis, bă, frate, fii atent, hai să facem un hack de CSGO. Adică, hai să, nu, mi-a zis, bă, frate, vrei să-mi promovezi hack-ul de CSGO? Nu mi-a zis să facem, mi-a zis să-i promovezi lui hack-ul de CSGO. I-am promovat hack-ul, am făcut video-uri cu hack-ul și la vremea aia am luat foarte mult hate, la modul că aveam... Atunci aveam foarte puține like-uri, aveam 15-20 de like-uri. Aveam 15-20 de like-uri și 50 de dislike-uri, deci lumea mă ura foarte mult pentru ceea ce făceam. Până am avut primul meu scandal cu OneFlash, care s-a întâmplat prin 2018, dacă nu mă înșel, deci deja aveam câteva luni de hacking. S-a întâmplat chestia aia cu OneFlash. De atunci deja mai crescusem un pic, când s-a întâmplat chestia aia cu OneFlash mai crescusem un pic, aveam deja 300 de like-uri, 400... În fine, nu crescusem oricum foarte mult. Cred că mai afla maxim 500 de persoane de mine. În fine, s-a întâmplat chestia aia cu OneFlash și arta aia. După aia eram foarte nervos în perioada aia. Deci eram foarte nervos în perioada aia. Deci am cum să se ia un YouTuber de mine, frate, pentru ceea ce fac, chiar în regulă ceea ce fac. După aia mi-am dat seama că este în regulă. Pe platforma asta faci ce vrei tu, trebuie să te doară undeva de ce zic ceilalți. Dacă ție îți merge bine, poți să faci ce vrei tu pe platforma asta. Având în vedere că am oameni care mă apreciază și am oameni foarte mulți care mă apreciază pentru ceea ce fac și asta este fericirea mea, bă băieți, nu mă interesează de hater, de aia nici nu le răspund, nici măcar nu le șterg comentariile pentru că nu mă interesează, nici măcar nu le citesc, ca să vă dați seama. Și de atunci am început să cresc foarte mult, am ajuns la 10.000 și ceva de abonați în 2018. Și când am ajuns la 10.000 de abonați, ce m-am gândit eu? Bă frate, nu mai pot să... Da, și am avut și hack-ul meu, by the way. Alături de Argent am făcut, el l-a făcut mai mult, eu doar l-a promovat, dar era bestware. Deci era, cum ar veni pe imaginea mea, era hack-ul meu practic, așa credea toată lumea, dar de fapt era hack făcut de Argent. Am mers câteva luni chestia cu hack-ul, l-am închis și după ce am închis chestia cu hack-ul meu, m-am gândit eu, bă frate, ce pot să fac acum? Nu mai am un hack cu care pot să joc, cum mai îmi continui eu contentul ăsta? Deci ce mai fac ca să continui chestia asta cu hack-ul, PCS, cu astea? Și m-am gândit să le dau mesaj celor de la Unity Hacks, deoarece era un cheat în care aveam foarte multă încredere. Încredere, am zis. În fine, sunt analfabet la ora asta, nu mă băgați în seamă. Le-am dat mesaj celor de la Unity și i-am întrebat dacă vor să facem un parteneriat. La vremea aia, Unity nu era așa cunoscut în România. Eu le-am zis la băieți că din România, băieții n-aveau utilizatori din România, aveau foarte, foarte puțini utilizatori din România. Așa că au acceptat propunerea mea de colaborare, chiar m-am mirat, deci eu pur și simplu le-am scris la 3 dimineața, hey guys, nu știu ce, dacă vor să colaborăm, chestii de astea. Și a doua zi la ora 8, când am intrat pe forumul de la Unity, aveam deja premium, deci eram premium pe forum, deja aveam hack-ul și mă gândeam, what the fuck, stați așa, nu mi-au dat niciun răspuns, înapoi mi-au dat premium. Peste câteva ori am primit și răspunsul, au zis că da, facem colaborarea. Și am început să filmez cu Unity. De când am început să filmez cu Unity, canalul meu a început să crească în continuu. Trăgeam foarte tare, editam videoclipuri toată noaptea, făceam videoclipuri, trăgeam când știam că trebuie să plec la bunici, filmam 7-8 videouri să le am fiecare zi când pleca, deci trăgeam foarte mult pentru canalul ăsta. Până în 2019, adică un an de zile, 2019 prin iulie, iunie-iulie, dacă nu mă înșel, cam pe acolo prin vară, când a apărut chestia asta cu hack-urile, că nu mai ai voie să faci hack-uri pe YouTube, să filmezi cu hack-uri pe YouTube. În momentul ăla m-am speriat foarte tare, deoarece canalul ăsta l-am din 2013, de 7 ani de zile,
Și m-am speriat, am zis, bă frate, stai că nu pot să dau așa cu piciorul într-un canal de 7 ani, mă rog, atunci avea 6, în fine, tot una. Nu pot să dau cu piciorul într-un canal de 7 ani de zile, deci nu se poate așa ceva. Și mi-a șers toate videoclipurile. Quake, i-a zis, bă, nu merită pentru o sumă de abonați să-mi stric canalul cu atâtea amintiri, am aproape 4000 de videoclipuri postate pe el, nu pot să-mi stric canalul, toate amintirile și toate chestiile astea, așa că am încetat să fac chestia asta cu hacking pe canal. Până în decembrie, dacă nu mă înșel. Până în decembrie 2019. În perioada aia, când iară trece mașină, fut-o-vă în gură mașinile, mă. Așa, s-a dus. În decembrie am avut o tentativă să mă reapuc de hacking, dar că nu a fost cea mai reușită, am postat 2-3 videoclipuri și m-am lăsat. Iar după aia, în martie 2020, m-am reapucat și am filmat până în prezent. E o perioadă aia în care am fost absent, am început să lucrez, m-am dus la Glovo, m-am dus la Profi, am început să lucrez, să-mi ocup timpul liber cu ceva, adică eu veneam de la școală și mă culcam și mă trezeam seara, mai făceam la teme ce mai era de făcut și mă culcam. Deci ziua mea era goală. Și am zis, bă, hai să mă angajez undeva, să fac și bani și să nu mi ocup timpul cu ceva, să nu dorm toată ziua, că nu e ok, aveam și insomnii naiba, adică dormeam ziua și noaptea stăteam pe calculator, era deja grav. Și am ajuns aici, bă, băieți, în iunie 2020, la 50.000 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult și vă promit că nu o să încetez să postez videoclipuri pe acest canal până o să mor, bă, băieți. O să mă vedeți la 50 de ani. Salutare toată lumea, bine v-am găsit. Nu știu să imit un moș, în fine. V-ați prins voi la ce m-am referit. Vă mulțumesc foarte mult, bă, băieți. Mâine sper să apuc să postez un episod de Prime Hacking, deoarece trebuie să vină și Andreea la mine și... Dați seama, nu ne-am mai văzut de nu știu cât timp, trebuie să petrec timp și cu ea, dar sper să am timp să filmez un Prime Hacking sau poate facem un live sau vedem noi ce o să facem. Ok, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod, dați, frate, și voi acolo un like și un subscribe. O să vă las cu un mic montaj pentru hateri, să zic așa, în care am făcut niște frag movie-uri, adică mi-am adunat mai multe videoclipuri de ale mele de pe canal și le-am montat așa, le-am unit și am făcut ca un fel de frag movie, adică mai multe kill-uri făcute de mine în decursul anilor în care am jucat CSGO. Sper că o să vă placă. Am jucat fără hack în fazele astea. O să încerc să găsesc fazele fără hack. Eu nu mai știu în ce faze am jucat cu hack sau în care n-am jucat cu hack, deoarece era ascuns foarte bine. În fine, o să vă las aici câteva faze, bă, băieți, pentru cei care sunteți curioși cum jucam eu fără hack, pentru că foarte mulți mă înjură și zic că nu sunt să rezolv fără hack și alte chestii de astea. Sper că v-a plăcut acest episod, dați, frate, și voi acolo like să strângem măcar 1500-2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!